Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă trebuie eliminată. Proiectul de lege pentru modificarea anexei 3 la ordonanța Guvernului numărul 15 pe 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, care a fost inițiat de mine și colegul meu, deputatul Bogdan Huțucă, în calitate de parlamentar liberal, a fost adoptat de către Senat. Acest proiect are ca obiect reglementarea eliminarea tarifelor de trecere a podurilor peste Dunăre aflate între Giurgiu și Vadul Oi, pe DN2, și respectiv între Fetești și Cernavodă, pe A2. Stimați colegi, am inițiat acest demers de modificare a legislației aflate în vigoare, deoarece considerăm că acest tip de suprataxare este unul profund discriminatoriu, atât pentru locuitorii din județul Constanța, cât și pentru cei din județele limitrofe. Mai mult de atât, la fel ca și cei ce locuiesc în Dobrogea, toți turiștii care vin și pleacă pe litoral sunt obligați să plătească această taxă la venire și la plecare, deși fiecare dintre acestea plătesc oricum o rovinietă pentru a putea circula pe drumurile publice din România. Oricare alt cetățean care merge în zone turistice ale altei țări, ale altei părți din țară, nu plătesc o astfel de suprataxă. Doamnelor și domnilor deputați, ca să nu mai vorbim despre faptul că unii dintre constanțeni, ialomițeni sau tulceni, merg în București sau în alte zone, de multe ori pentru investigații, tratamente medicale, pentru studii sau chiar pentru un loc de muncă. Adică pentru lucruri foarte importante în viața lor. Iar pentru toate aceste deplasări, chiar dacă sunt zilnice, ei sunt obligați să achită această taxă de pod de la Fetești-Cernavodă sau de la Giurgeni-Vadul Oi. Atât la dus, cât și la întors. În calitate de parlamentar de Constanța, consider că acest tip de suprataxare, adică de discriminarea unor români față de alții, trebuie să dispară de România. Pentru că nu e așa, toți suntem conform Constituției cetățeni egali, cu drepturi egale și nu unii mai presus sau mai prejos decât alții. În speță, doar unii obligați să scoată din buzunar bani pentru a putea pleca de acasă și pentru a reveni acasă. Îi rog pe toți colegii parlamentari din toate partidele politice parlamentare, care reprezintă toate aceste județe profund discriminate de acest tip de suprataxă, să voteze acest proiect de lege, făcându-le astfel dreptate cetățenilor care i-au trimis în Parlament ca să lupte pentru drepturile lor. Vă mulțumesc! Deputat PNL de Constanța, Robert Boroianu.